Miercuri, în data de 10 iulie, urmează cea de-a doua acțiune de dezinsecție cu mijloace terestre și aeriene din acest sezon cald în comuna Jarmata. Elicopterul va efectua dezinsecția începând cu ora 18, iar substanța folosită va fi Delta Team Plus. Mașinile de dezinsecție vor pleca pe teren începând cu ora 21. De asemenea, apicultorii înregistrați pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile care se impun în vederea protejării albinelor. Totodată, în cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, perioada de efectuare a acțiunii va fi prelungită. Deși pulverizarea va fi atât aeriană cât și la sol, pe fiecare stradă condițiile meteo instabile favorizează în mare măsură apariția multor generații de țânțari. Pentru o eficiență sporită, este indicat ca cetățenii să continue să efectueze dezinsecția în curtea proprie, concomitent cu acțiunea pe domeniul public. Toate produsele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.